Bine ați venit din nou la momentele acestea de studiu. Vă invit să deschidem Bibliile noastre în Ioan la capitolul 21 și vom citi împreună de la versetul 25. Ioan capitolul 21 cu 25. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Am citit de mai multe ori gândul acesta, pasajul acesta biblic, și am stat și m-am gândit adesea. Atunci când Domnul Iisus Hristos a îngăduit ca cuvântul Său să fie scris, da, sub forma sub care noi îl avem astăzi, atunci când Dumnezeu a inspirat pe autorii Bibliei să scrie toate aceste, da, toate aceste învățături în Cuvântul lui Dumnezeu, v-ați pus vreodată întrebarea de ce Dumnezeu a ales să ne descopere anumite lucruri și de ce Dumnezeu a lăsat alte lucruri în afara Cuvântului Său? Pe baza acestui verset, se pare că lucrurile pe care le-a făcut Iisus când El a fost pe acest pământ, dacă ar fi fost scrise cu deamănuntul, ne spune aici că ar fi fost imposibil ca ele să încapă în întreaga lume. Bineînțeles, este o imagine, o figură de stil prin care să ne arate că erau foarte multe la număr, da? Nu că n-ar fi încăput în lumea aceasta. Însă, dragi prieteni, realitatea este că s-au întâmplat mult mai multe lucruri în viața Domnului Iisus pe acest pământ decât lucrurile pe care le avem raportate în cele patru evanghelii. Și totuși, privind la faptul că este un spațiu destul de restrâns în care viața Domnului Iisus Hristos este prezentată, vreau să observați împreună cu mine un fapt foarte interesant. Când este vorba despre cei 30 de ani, da, ai vieții lui Iisus, prima parte a vieții lui, avem foarte puține versete care se ocupă de perioada aceea. În câteva versete, în câteva gânduri, da, și câteva versete biblice, Sfânta Scriptură acoperă toată copilăria lui Iisus, tinerețea lui și până la maturitate. Apoi când ne referim la lucrarea de slujire, cei 3 ani și jumătate, din nou dacă privim la aceasta, sunt mai multe capitole într-adevăr care se ocupă de lucrarea lui Iisus de slujire. Acelor 3 ani și jumătate, aproape. Dar veți observa că cel mai mult timp și cel mai mult spațiu, fiecare dintre scritorii celor 4 evanghelii, îl oferă acelei ultime săptămâni din viața Domnului Iisus. Și mai mult decât atât. Cele mai multe versete biblice din cele 4 evanghelii, știți cu privire la ce ne vorbesc? Sau care sunt lucrurile pe care ele ni le prezintă într-un mod special? Ele fac referire în mod deosebit la ultimele 24 de ore din viața lui Iisus. Mă gândeam de multe ori de ce Domnul Iisus Hristos a ales să acorde mai multă importanță și de ce a concentrat mai mult atenția și reflectorul acela al profeției și al cuvântului Său. De ce a pus mai mult reflectorul asupra acelor momente, acelor ultime 24 de ore din viața lui Iisus? Care, bineînțeles, au de-a face cu momentul răstignirii lui Iisus și cu momentul când El și-a dat viața pentru noi. Prieteni, faptul că Dumnezeu a ales să facă lucrurile acestea, în acest fel, faptul că Dumnezeu a ales să ne descopere mai multe informații cu privire la acea ultimă zi, înseamnă că Dumnezeu vrea ca noi să privim mai mult în acel loc. Și Dumnezeu vrea ca noi să putem să avem privirea noastră îndreptată mai mult la acele învățături. Pentru că acolo sunt comori deosebite pe care Dumnezeu le-a ascuns în cuvântul Său. Și pe care El vrea ca noi să le luăm pentru sufletul nostru. Pentru ca noi să putem trăi și să putem avea viață prin viața lui Iisus. Acum aș dori ca în această ocazie, pentru doar câteva minute, să vă îndrept atenția spre unul dintre acele evenimente care a avut loc, cum vă spuneam, în cele ultimele 24 de ore ale vieții lui Iisus pe acest pământ. Și acest lucru îl găsim raportat în Matei capitolul 26. Apropo, dacă vreți să verificați lucrul acesta, puteți să mergeți acasă și să luați Biblia și veți descoperi că atât în Evanghelia lui Matei, Marcu și Luca, cât și în Evanghelia lui Ioan,
avem raportate acest eveniment, aceste evenimente din viața lui Iisus, care s-au întâmplat în ultima zi. Ultimele 24 de ore înainte de răstignirea lui Iisus. Matei oferă peste 100 de versete în privința aceasta, da? Cu privire la subiectul acesta. Marcul la fel vorbește în mai mult de 100 de versete biblice despre același lucru. Luca face la fel. Iar când venim la Evanghelia după Ioan, sunt chiar peste 200 de versete care se ocupă de ultima zi din viața lui Iisus. Nu este impresionant lucrul acesta? Iar Dumnezeu intenționează ca prin acest lucru să ne atragă atenția la niște învățături speciale pe care noi le putem desprinde din acea experiență. Acum, imaginea la care aș dori să privim în aceste câteva minute, trecând peste introducerea pe care am făcut-o, se găsește, cum spuneam, în Matei, capitolul 26, iar aici, începând de la versetele 36 până la 46, 10 versete biblice care ne descriu o scenă în care Domnul Iisus Hristos se află împreună cu ucenicii săi în grădina Ghețeman. Însă ceea ce vreau să observăm împreună din scena aceasta, din imaginea aceasta pe care o zugrăvește Sfânta Scriptură, este următorul lucru. În această imagine, noi putem să vedem într-un mod clar și distinct două grupe de oameni. Cu alte cuvinte, cei care au fost prezenți în acea noapte în grădina Ghețeman se împart în două grupe. Majoritatea celor care compun una din aceste grupe sunt printre aceia care erau ucenicii Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, o grupă este compusă din toți ucenicii Domnului Iisus Hristos, mai puțin cu unul, adică Iuda, care nu mai era deja cu ei. Iar cealaltă grupă pe care mi-o prezintă aici Sfânta Scriptură este chiar Domnul Iisus Hristos. Deci așadar îl avem pe Domnul Hristos de o parte și pe ucenici de partea cealaltă. Acum, de ce vă vorbesc despre două grupe? Pentru că pasajul acesta ne descoperă, de fapt, atitudinea lui Iisus, care este pusă în contrast cu atitudinea ucenicilor săi. Iar motivul pentru care am ales să vă vorbesc pe scurt despre acest pasaj este pentru că în Cartea Mărturii, volumul 2, la pagina 205, Ellen White face o afirmație și spune așa: prin ucenicii care dorm în grădina Ghețeman este reprezentată o biserică care doarme în timpul sfârșitului. Cu alte cuvinte, sora White îndreaptă lumina cuvântului lui Dumnezeu asupra acestei imagini, asupra acelei scene din noaptea aceea. Și ea spune că ceea ce s-a întâmplat în Ghețeman este o imagine în miniatură a ceea ce se întâmplă cu Biserica lui Dumnezeu în timpul sfârșitului. Dar aș vrea să observați ceea ce face distinția între cele două grupuri. În timp ce Domnul Iisus Hristos se ruga și agoniza într-o rugăciune fierbinte înaintea Tatălui Său, cerând putere de la Dumnezeu, ucenicii de partea cealaltă, în loc să-i aparte la această experiență importantă, ei, spune Biblia, că au adormit în grădina Ghețeman. Haideți să citim câteva cuvinte. Versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc în grădină numit Ghețeman și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Acum, în versetul 39 ne spune ce făcea Iisus. A mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râfnă, dar carnea este neputincioasă. Și noi știm ce s-a întâmplat mai departe. Iisus vine a doua oară și găsește dormind. Iisus vine a treia oară și găsește din nou dormind și le spune: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că se apropie vânzătorul. Dragi prieteni și dragi frați și surori, de ce am ales să vă prezint această imagine și de ce am vrut să vă îndrept atenția către acest subiect?
Săptămâna aceasta, mintea noastră este într-un mod special îndreptată către această experiență a rugăciunii. Da? Avem aceste studii pe care noi le citim împreună și în toate bisericile lui Dumnezeu. Există acest timp special care este pus deoparte pentru rugăciune. Însă aș vrea să vă spun ceva. Experiența aceasta a rugăciunii despre care vă vorbesc în această ocazie nu este doar o săptămână a rugăciunii. Vedeți, săptămâna de rugăciune este foarte bine că noi avem acest eveniment în viața bisericii noastre. Dar săptămâna aceasta de rugăciune pentru mulți dintre noi a devenit ca o oază într-un deșert. Adică dacă noi nu ne-am rugat tot anul și dacă n-am avut această experiență așa cum își dorește Dumnezeu, ne bucurăm totuși că putem măcar la sfârșitul anului să ne apropiem mai mult de Dumnezeu în aceste momente. Dar unii nici atunci nu o fac așa cum ar trebui. Dragi prieteni, vreau să vă spun că Dumnezeu nu-și dorește ca noi să avem numai ocazii în care să ne rugăm Lui. Și în rest, viața noastră să fie, cum să spun, lipsită de această experiență importantă. Vreau să observați împreună cu mine că același lucru care s-a întâmplat în grădina Ghețeman, când Domnul Hristos se ruga, agoniza, plângea înaintea Tatălui Său pe genunchi, cerând și implorând mila Sa și ajutorul Său, în situația aceea critică în care El se afla, îi reprezintă pe toți acei oameni care în timpul sfârșitului se roagă înaintea lui Dumnezeu și pledează pentru ajutor. Dar în contrast cu atitudinea pe care a avut-o Iisus, se află cei nepăsători, neglijenți, care dorm în timpul când ei ar trebui să se roage. A dormi, frații mei, înseamnă a lăsa ca îngrijorările vieții acesteia. Înseamnă ca noi să lăsăm problemele vieții acesteia să ne încarce atât de mult, încât noi să nu mai avem timp pentru rugăciune. Dar nu doar atât. Gândiți-vă la orice lucru din viața voastră care vă fură timpul de seară. Orele acelea de seară când ați putea să petreceți timp cu Dumnezeu. Cu ce le petreceți, de fapt? Rețele de socializare? Să vezi ce poza mai pus nu știu cine și ce a mai scris celălalt și să mă uit la un video și la un altul și de acolo până acolo să mă plimb pe internet și pe Facebook. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu? Întâlnirile acestea de tineret în care noi ne permitem să ne relaxăm fără să ne gândim la experiența rugăciunii, fără ca să ne luăm timp să ne rugăm împreună. Observați că Satan are tot felul de înlocuitori, așa încât noi să nu găsim timp cu Dumnezeul nostru. Vreau să confruntăm în mod sincer problema aceasta. Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord cu mine că este nevoie să facem o schimbare serioasă fiecare? Frații mei, aș vrea să vedeți cât de important este ceea ce studiem. Aș vrea să vă prezint acest subiect cât mai simplu posibil și doar în câteva cuvinte, așa încât să rămână în mintea noastră. Vreau să vedeți că de simplul fapt că ucenicii nu s-au rugat când trebuiau să se roage și de același simplu fapt că Iisus s-a rugat când El trebuia să se roage, a depins rezultatul, destinul, aș putea să spun, în dreptul fiecăruia dintre cei doi. Adică, pe de o parte avem pe ucenici care nu s-au rugat și rezultatul a fost devastator. Despre ei Biblia spune că au fugit și l-au părăsit cu toții pe Domnul Iisus Hristos. Au căzut testul, examenul. S-au pierdut în întunericul acelei nopți. Însă Domnul Iisus Hristos, când a venit încercarea, Biblia spune că El a înfruntat această încercare cu fața senină. Iisus nu era deloc temător. El nu s-a temut de gloata aceea care a venit să-L prindă. El nu s-a temut nici măcar de ceea ce urma să se întâmple la cruce și de cuile care aveau să fie bătute în palme. Iisus n-a avut nicio teamă în sufletul Lui pentru că El și-a încredințat viața Tatălui Său. Dar fără rugăciune, frații mei și surorile mele, noaptea aceea Iisus n-ar fi putut să facă lucrul acesta niciodată. Ceea ce L-a susținut pe Domnul Iisus Hristos în cel mai greu ceas al experienței Lui a fost faptul că El s-a rugat Tatălui Său Ceresc. Deci avem două categorii de oameni astăzi. Unii se roagă și alții nu se roagă. Am încercat să identificăm câteva lucruri sau motive pentru care aceștia din partea, da, dreaptă să spunem, nu se roagă lui Dumnezeu. Asemenea ucenicilor, dorm într-un timp când ei ar trebui să stea pe genunchi. Și am spus câteva lucruri care ar putea să-i rețină pe ei de la rugăciune.
Dragi prieteni, eu nu pot să identific în mod precis toate problemele, toate lucrurile care pe noi ne rețin de la experiența rugăciunii. Dar voi le știți mai bine. Și fiecare din cei care ascultă acum recunoaște că în viața lui sunt anumite lucruri care într-adevăr îl împiedică să aibă parte de această experiență a rugăciunii. Așa cum ar trebui. Ceea ce însă Dumnezeu dorește să ne transmită în această ocazie este următorul lucru. Dumnezeu ne imploră prin cuvântul Său. Dumnezeu ne cheamă la o viață de rugăciune serioasă, cum n-am mai făcut niciodată până acum. Și merită, prieteni, ca să aruncăm în balanță tot ce avem noi. Merită ca noi să renunțăm la toată viața noastră de confort. Merită chiar să renunțăm la tot ce avem noi, doar pentru a câștiga această experiență cu Dumnezeu. Dați-mi voie să vă citesc o imagine în care sora White a văzut aceste două grupe de oameni. Pe cei care se rugau asemenea Domnului Iisus în Ghețeman și pe aceia care nu se rugau. Și ascultați cu atenție la ceea ce se întâmplă în această imagine. Este ultimul lucru pe care vreau să vi-l citesc și apoi ne vom opri. Cartea Scrie Timpurii sau Experiențe și Viziuni, pagina 269, spune așa. I-am văzut pe unii care cu o credință puternică și strigăte agonizante se rugau de Dumnezeu. Fețele lor erau palide și marcate de o profundă suferință, reflectând lupta lor interioară. Fețele lor exprimau fermitate și o mare sinceritate, de pe frunțile lor cădeau stropi mari de transpirație. Din timp în timp, fețele li se luminau de semnele ce arătau aprobarea lui Dumnezeu. Îngerii răi îi înconjurau, aducând întuneric asupra lor, ca să-L ascundă pe Iisus de privirile lor, pentru ca ochii să le fie atrași de întunericul care îi înconjurau și să fie astfel determinați să nu aibă încredere în Dumnezeu și să cârtească împotriva Lui. Unica lor siguranță era de a-și ține privirile ațintite în sus. Îngerii lui Dumnezeu îi aveau în grijă pe cei din poporul lui Dumnezeu și pe măsură ce atmosfera otrăvită a îngerilor răi era împinsă cu insistență în jurul acestor persoane neliniștite, îngerii cerești își agitau neîncetat aripile deasupra lor pentru a risipi negura groasă. Orice imagine frumoasă, prieteni. În timp ce satana și oștile lui se luptă zilnic să ne împresoare, să ne înconjoare, să aducă, să înghesuie acest întuneric asupra sufletelor noastre, spune că îngerii lui Dumnezeu sunt acolo și cu aripile lor ei caută să risipească acest întuneric. Ei caută să ne ușureze povara sufletului nostru. Dar am spus că aceasta este experiența celor care se roagă și agonizează înaintea lui Dumnezeu. În jurul acestora vin îngerii ca să-i ajute. Acum priviți în continuare la ce se întâmplă. Imaginea acum se schimbă. Fiți atenți! În timp ce aceia care se rugau și continuau strigătele sincere, din timp în timp o rază de lumină de la Iisus venea asupra lor pentru a le încuraja inimile și a le lumina fețele. Dar am văzut că unii nu luau parte la această lucrare a rugăciunii agonizante. Ucenicii care dorm. Ei nu iau parte la acea lucrare. Ascultați! Păreau indiferenți și lipsiți de griji. Adică sunt cu totul nepăsători față de această experiență a rugăciunii. N-aș vrea să spun că acești oameni nu se roagă deloc. Pentru că nici Biblia nu ne spune că noaptea aceea ucenicii nu s-au rugat deloc. Spune că ei la început au stat în rugăciune. Când Domnul Hristos a plecat din ei, au rămas în rugăciune și au vegheat pentru un timp. Dar apoi spune, din cauza oboselii, au adormit. Nu mă refer aici la oameni care nu se roagă deloc lui Dumnezeu, ci mă refer la acei oameni care se roagă din când în când lui Dumnezeu, ocazional, sau atunci când le convine lor. Ascultați ce spun. Ei nu se împotriveau întunericului din jurul lor. Și acesta îi învăluia ca un nor gros. Îngerii lui Dumnezeu i-au părăsit pe aceștia și au mers în ajutorul celor sinceri care se rugau. Dragii mei prieteni, vreau să vedeți cât de simplă este problema aceasta pe care încerc să vă prezint. Aici avem grupuri care,
Haideți să facem așa, da? În partea dreaptă. Aici îl avem pe Iisus și pe cei care se roagă lui Dumnezeu. Agonizează pe genunchi înaintea lui. De partea stângă îi avem pe cei nepăsători, neglijenți, care nu se roagă. Unii se roagă, unii nu se roagă. Cei care se roagă sunt înconjurați de Îngerul lui Dumnezeu, sunt ajutați, sunt întăriți, sunt luminați. Ceilalți sunt învăluiți de un nor gros, întunecos, de influența celui rău. Și spune că îngerii cei buni îi părăsesc pe aceștia și se duc la cei care se roagă. Acum ascultați cum se încheie. Am văzut Îngerul lui Dumnezeu grăbindu-se să-i sprijine pe toți aceia care se luptă din toate puterile să țină piept îngerilor răi și să se ajute singuri, făcând cu perseverență apel la Dumnezeu. Dar îngerii săi au părăsit pe cei care nu făceau niciun efort ca să se ajute singuri și apoi, spune sora White, nu i-am mai văzut. Dragi frați și surori, dragi prieteni, dragi tineri, dragi părinți, da? Sau oameni mai în vârstă, indiferent de vârsta pe care am avea-o, aș vrea să înțelegem în aceste momente un lucru deosebit de important. În viitorul apropiat, când va veni acea criză care ne va încerca pe fiecare și ne va zgudui cu o mare putere, atunci se va da pe față. Dacă noi am avut parte de experiența rugăciunii sau dacă nu am avut parte de ea, atunci se va vedea dacă facem parte din grupul ucenicilor care dormeau în grădină noaptea aceea sau dacă vom face parte din grupul lui Iisus, adică dintre aceia care se rugau lui Dumnezeu. Și, dragi prieteni, problema este foarte simplă. Dacă noi nu avem mai mult timp cu Dumnezeu și dacă noi nu ne rugăm lui Dumnezeu așa cum s-a rugat Iisus, înseamnă că noi suntem părăsiți de Îngerul lui Dumnezeu și suntem lăsați pe seama lui Satan. Poate vă puneți întrebarea în aceste momente în care ascultați acest gând. De ce oare uneori în familiile noastre, da? în experiența noastră creștină, de ce există atât de multă apatie spirituală? De ce suntem lipsiți de puterea lui Dumnezeu? De ce parcă nu avem puterea să biruim păcatul, să biruim firea pământească? De ce suntem atât de slabi ca popor, ca biserică, ca indivizi, ca familie? Aici este problema, dragi prieteni. Este pentru că noi n-am făcut din rugăciune, din această experiență, n-am făcut o prioritate în viața noastră personală. Noi nu l-am așezat pe Dumnezeu pe primul loc. Noi nu căutăm seara și dimineața și la prânz, cum ne spune psalmistul, să stăm în comuniune cu Dumnezeu nostru. Am lăsat ca alte lucruri să ne absorbă atenția noastră. Asemenea ucenicilor, cum spune pasajul acela din Spiritul Profetic, noi dormim în timpul sfârșitului. Am lăsat ca altceva să ocupe atenția noastră. Și în loc ca noi să petrecem timp cu Dumnezeul nostru, noi petrecem timp cu tot felul de lucruri neimportante. Vreau să vă îndemn ceva în această ocazie. Suntem și în timpul și în perioada săptămânii de rugăciune. Vă invit la o schimbare în experiența noastră. Vă invit să facem o reformă în ce privește viața noastră de rugăciune. Iar reforma constă în următorul lucru. Haideți să rugăm pe Dumnezeu chiar începând din seara aceasta. Doamne, ajută-mă ca în seara aceasta să închid televizorul, ajută-mă să închid internetul, ajută-mă să-mi pun telefonul deoparte, tableta, laptopul, ajută-mă să întrerup orice legătură și orice contact, orice lucru ar fi, nu contează. Și vreau ca să-mi iau un ceas, frații mei. Când Iisus a venit la ucenici, a spus, un ceas n-ați putut voi să vegheați împreună cu mine? Adică Dumnezeu ar dori ca măcar o oră să stăm în comuniune cu El, să ne rugăm, să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură, să medităm și să ne gândim la Dumnezeu, să ne gândim la lucrarea pe care o face El pentru noi acum, la Domnul Iisus Hristos și să putem în felul acesta să creăm această legătură dintre noi și Dumnezeu. Vreau să vă întreb, puteți să faceți lucrul acesta în mod practic chiar în seara aceasta? Putem noi să lăsăm orice alt lucru deoparte și chiar să intrăm în această experiență acum? Și apoi, frații mei, dacă o vom face în seara asta cu ajutorul lui Dumnezeu, n-ar fi frumos ca și mâine să repetăm la fel?
Și poimine să repetăm încă o dată. Și tot așa, și tot așa, zi după zi, noi să avem această experiență cu Dumnezeu. Și apoi, la sfârșit, să fim găsiți în grupul celor care agonizează și stau pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și care, de fapt, sunt singuri care vor sta în picioare cu mine încercarea. O, frații mei, Dumnezeu dorește ca noi să avem această experiență. Și chiar vă îndemn să meditați la pasajul pe care noi l-am studiat. N-am vrut să intru în detalii și în amănunte. Am vrut doar să vă atrag atenția la acest pasaj biblic. Studiați Matei capitolul 26. În mod special scena aceea care a avut loc în grădina Ghețeman. Aprofundați-o prin puterea lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin studiu personal. Și căutați să înțelegeți care este mesajul pe care Dumnezeu vrea să îl transmită. Dar haideți de grabă să căutăm să avem parte de această experiență cu Dumnezeu, frații mei. Pentru că noaptea aceasta în care noi ne găsim acum se apropie de sfârșit. Criza aceasta mare, pe care noi o vedem că se ridică înaintea ochilor noștri, va fi din ce în ce mai intensă. Iar fără o continuă legătură cu Dumnezeu, noi vom fugi din prezența Lui. Vom fugi de la credința noastră și vom abandona rândurile copiilor credincioși al lui Dumnezeu și vom trece în rândurile împotrivitorilor. Experiența aceea se va repeta. Lucrul bun pentru ucenici este că i-au mai avut o a doua șansă, dar noi nu mai avem niciuna. Aceasta este singura noastră ocazie. Haideți să folosim timpul acesta cu înțelepciune și să rugăm pe Dumnezeu în același timp să ne ierte pentru că n-am folosit timpul acesta pentru rugăciune. Am pierdut multe ocazii prețioase, dar singurul mod prin care noi putem să răscumpărăm timpul acum este ca să începem din seara aceasta. Și noi să căutăm să petrecem timp cu Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să aveți o experiență minunată de părtășie cu Dumnezeu în minutele care urmează. Și eu voi face la fel. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute în pregătirea noastră pentru venirea Sa. Dumnezeu să ne binecuvinteze.